Salut! Astăzi am să fac un circuit dedicat pentru priza de la centrală. Circuitul o să fie aparent. De ce fac acest lucru? Pentru că în curând o să schimb această centrală cu alta mai deșteaptă, să zic așa. Și producătorul specifică clar că priza trebuie să aibă împământare. Normal, așa aici trebuie să aibă împământare, însă, cum am zis, eu nu aveam decât un fir de împământare și la ajungere l-am descoperit în cele din urmă la priza de pe hol la intrarea în baie. În rest, în casă nu am nicio împământare. Și ca să am împământare, o să fac pe sus un circuit dedicat, așa, și o să pun acest canal cablu cu bandă autoadezivă și o să ajung în tablou. În tablou mai am deci mai am un singur modul liber și din acest motiv am luat un disjunctor 1P+N. N-am găsit la Schneider, așa că am luat de la Legrand de 6A, normal, pentru centrală, am văzut în cartea tehnică centrală, ar trebui de 2A, curbă B, scrie rapid. Însă unul dintre dezavantajele faptului că locuiești într-un oraș mic este că nu găsești întotdeauna ceea ce cauți. Deci era notat nu, eu am notat aici faza ca să fie totul corect și am să pun această priză aplicată. N-am să desfințez nici această priză. O să o mut un pic mai încoace. Acum o să trecem la lucru. Desfacem folia. Deci am pus primul canal cablu și continuăm treaba. Deci am pus cablu în canal. Ce vreau să vă zic acolo unde sunt înădii, veniți cu capacul peste înăditură să țină mai bine. Aici este înăditură. Așa, și voi merge ca la partea asta întreagă aici. Mai pun o bucată de capac. Asta este un cablu CYKYJ. Nu am găsit CYYJ, așa că am luat acest cablu. Cablul CYKYJ poate fi pozat, deci în spații închise și deschise, în pământ, în canale, în beton, în apă. Cablul este de 1,5 mm² deci 3 ori 1,5 mm². Cărcotașul să spună că normativul prevede ca pentru circuitul prizelor să se folosească conductori cu secțiunea de 2,5 mm², însă este vorba despre un circuit dedicat
pentru un anumit consumator, centrala are 80 de W, deci suportă această secțiune și producătorul ne zice că secțiunea cablurilor să nu fie mai mică de 0,75 mm pătrați și ne mai zice aici că în cazul în care este necesară înlocuirea siguranței de rețea, folosiți siguranță de 2 A rapide, adică siguranță de 2 A cu curbă B. Eu n-am găsit. Se găsesc numai la comandă sau pe internet, dar mai mult e transportul decât siguranța. Deci acest circuit este dedicat numai pentru centrală, nu o să folosesc alt consumator, de aceea am folosit cablu cu conductor de 1,5 mm pătrați. Deci nu avea rost să folosesc conductor cu secțiune 2,5 mm pătrați, pentru că puterea este mică, 80 de W este cât un bec cu filament. Mai dispus eu chiar de 100 de W. L-am pozat în sus. Parcurgem rapid traseul. Aici încă nu am pus capacul la canal cablu. Și încet ajungem la priză. Priza încă nu am fixat-o. Trebuie să fixez priza, să fac conexiunea la borne. Deci am ajuns cu cablul la tablou, acum trebuie să dau gaură în tablou pe sus. O să desfac tablou, să dau gaură. Am scos toate circuitele de sub tensiune, inclusiv iluminatul. Acum trebuie să fac aici sus o gaură să-mi intre cablul. O să folosesc acest dispozitiv de 90 de grade, se învârte cu totul. N-am cum să filmez, dar în fine. Și siguranța de la circuitul aparent la diferențial. Am conectat împământarea printr-o cremă valvo, pentru că nu am bară de împământare, o să fac rost de bară de împământare și o să înlocuiesc această cremă valvo, dar deocamdată e bună și aceasta. Deci acum am și eu un circuit dedicat cu împământare. Treaba este aproape gata, deci am pus cablu în tablou. Am conectat conductorii la priză. În dreapta am pus fază, în stânga nulul și aici la mijloc împământare. Urmează să pun capacul. Gata priza. Deci acum trebuie să anclanșăm disjunctorul și priza este funcțională. Vă repet, aceasta este o priză dedicată numai pentru centrală. Așa a ieșit lucrarea finală. Deci un circuit electric aparent, în cazul nostru unul dedicat special pentru centrala termică pe gaz. Să auzim numai de bine.